Continuă emisiunea de Ale Buzoianului. Avem pe cineva la telefon, domnule Ionescu, deja. Bună Sigur. Seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara, dumneavoastră, bună seara, domnule Ionescu. Bună seara. Câteva precizări, dacă se poate, domnule Ionescu. Vă rog. Referitor la serviciile pe care sunt în municipiul Buzău, nu înțeleg de ce încă se mai folosește sintagma cu coproprietate în bloguri și nu se obligă ca cei care au servicii de furnizat locuitorilor să le aducă până la ușă sau la poarta proprietarului. Am înțeles. Astfel încât să se elimine acte adiționale sau asociații de locatari și să se vede direct contract de furnizare servicii cu proprietarul care locuiește la acea adresă. Da, punctul acesta s-a înțeles. O să vă rog puțin mai repede că avem foarte multe mesaje și mulți telespectatori care termine, așteaptă. Sigur. Și al doilea punct. Rog. Discutați la început pe buget și faptul că s-ar putea să nu mai existe acei bani pentru subvenția la gigacalorie. Sunt pentru eliminarea subvenției la gigacalorie, atât timp cât nici cei care au pe lemne nu beneficiază de ajutor, nici cei care au centrale nu au ajutor din partea guvernului. O societate în anul 2018 rezistă pe piață dacă furnizează servicii de calitate cu preț, calitate accesibile oamenilor. Astfel intră faliment. Nu trebuie ca ramă să stea în Buzău sau în România, orice astfel de furnizor de servicii, doar pentru a lua niște bani de la bugetul de stat și bugetul local pentru a avea niște salarii imense. Știți foarte bine pe ce vorbim. Vă mulțumesc, o seară plăcută. O seară bună, bună și seara. Noastră, domnule Ionescu. Spuneți-vă o părere vis-a-vis Bun, de ce... Cota de proprietate este un element juridic garantat prin lege. Nu poate să le elimine nimeni. Că locuim într-un bloc cu 2, 3, 5, 7, 10 etaje, prin lege, toți proprietarii au dreptul la acea cotă indivisă de proprietate. Niciun proprietar sau niciun furnizor de utilități nu poate să încalce legea și să-ți aducă serviciile și să elimine acea cotă individuală de proprietate. Pentru că așa este prevăzută în lege. Este proprietate comună, bună, a tuturor celor care locuiesc în blocul sau în scara de blocuri, de bloc respectivă. Există și situația de contorizare individuală pentru anumite servicii la limita de proprietate, așa cum au făcut-o și alți proprietari și alte asociații de proprietari din municipiul Buzău. Iar la a doua întrebare, sunteți de acord cu ceea ce spune, că ramul n-ar trebui să existe dacă nu este o societate care oferă servicii decente la un preț bun? Vorbim de o chestiune corectă. Când produce energie termică la prețul gazului stabilit de Guvernul României, la prețul energiei electrice stabilit de Guvernul României, automat îți iese un anumit preț. Haideți să citim câteva mesaje. Spune vis-a-vis chiar de această problemă un telespectator. În momentul în care discutam despre domnul Tacea și a sunat cineva, spunea că e vinovat, spune un alt telespectator, domnul Tacea nu este vinovat, ci telespectatorul dumneavoastră, pentru că nu are robinet pe calorifer. Posibil să fie așa. Altcineva întreabă de ce este criminal domnul Tacea pentru cineva care a plătit 260 de lei. Domnul de mai devreme ar trebui să demonstreze crima produsă. Asta i-am spus și noi, că ar trebui să aibă și argumente și dovezi. Altcineva întreabă cum suntem protejați de fumul care iese din fabricile din zona industrială. De câte ori trec podul dimineața, văd nori de fum care bat spre oraș. Agenția de mediu ar trebui, nu? Sigur, să se facă anumite măsurători. Sunt anumite avize care le-au obținut în momentul în care și-au deschis producția pentru anumite lucruri în momentul respectiv. Dacă sunt depășiri la noxe în zona respectivă, Agenția de Mediu și Protecția Mediului se poate autoseziza și poate interveni. Altcineva spune, domnul primar în campanie electorală a promis gratuitate pe autobuz pensionarilor. Cât timp va fi primar? De aceea l-am votat să se țină de cuvânt. Se pare că se ține de cuvânt, dar doar pe un traseu al Transbuz, gratuitatea va exista pe o singură linie. Pentru celelalte linii se face un abonament de 30 de lei pentru toate traseele. Da, domnule Ionescu... Aici se încearcă menținerea, dacă vorbim de o societate din sfârșitul Consiliului Local, în funcțiune și în parametri de a funcționa și de a nu intra în faliment și, repet, nu va funcționa niciodată pe profit atâta timp
cât doar 20% din cei care folosesc mijloace de transport în comun folosesc transbuzul și veniturile buzoienilor care folosesc transbuzul ajung în bugetul acestei societăți. Cum i-ați numărat ca să vă dați seama că sunt 20%? E din punct de vedere al încasărilor. A, și aveți acces la toate datele? Nu am neapărat acces, dar sunt informații publice pe care le poți obține la nivelul Consiliului Local și vezi exact, te uiți într-un autobuz, da? Și vezi exact cum funcționează și câți călători transportă în fiecare zi. Dar, bun, 50% sau indiferent de ce procent vorbim, nu toate veniturile pe care buzoienii toate veniturile care sunt pe piață în acest moment din punct de vedere al transportului public ajung în bugetul societății de transport pentru că ajung către celelalte societăți private de transport. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara. Aș vrea să-i pun o întrebare domnului Ionescu, chiar prin dumnealui, domnului primar și Consiliul Local al municipiului Buzău. De ce domnul Ionescu să nu plătească toată lumea acest autobuz? Pentru că CFR-ul se plătește de către toți, avionul se plătește de către toți, sunt niște servicii publice. La ce vă referiți? La biletele de autobuz, care să zice că unii să plătească și alții să fie scutiți. Și pe CFR să știți că sunt gratuități pentru pensionari. Da, nu sunt gratuități pentru pensionari, sunt reduceri, așa să facă reducerile pentru pensionari. Și sunt gratuite și pentru studenți. Aș dori dacă sunteți amabil, aș dori să pot să comunic. Deci, nemulțumirea mea e că așa cum se plătește un avion, un tren, așa să plătească și autobuzul cu aceeași lege. Nu să facă legi în fiecare oraș sau localitate separat. Asta este una din probleme. Domnul Ionescu, dați-l pe domnul Ionescu să-l văd. Pe doamna o vede mereu, vă rog frumos, așa. Domnul Ionescu, aș mai dori să vă spun că pe traseul numărul 2 de la Mărăcineni până la Săpoca și tu mai încolo unde are capătul autobuzele care circulă, da, sunt numai gropi și numai gropi în stațiile de autobuz. Cu o remorcă din asta de balast, de asfalt, s-ar putea rezolva toate gropile și mai sunt și câte una pe mijlocul străzilor. De ce nu luați legătura Consiliul Județean să pună firma aceea că dacă vedeți cum se balancează aceste autobuze, și bătrânii și copiii și într-o parte și într-alta. Dumneavoastră aveți inițiative foarte frumoase, foarte multe, dar faceți-le și pe astea. Deci plata toată lumea la autobuz, numai pomană, că toată lumea s-a învățat la pomană și la scutiri și la toate alea. S-a înțeles, să știți, nu e nevoie să recapitulăm. Avem foarte multe întrebări și o să vă rog să scurtați. Vă răspunde domnul Ionescu. Am scurtat-o și gropile de la Mărăcineni până la Valea Puțului. Vă mulțumesc pentru intervenție. O seară bună. Cum facem, domnul Ionescu? Propuneți dumneavoastră să fie ca la Tarom și la Transbuz? Ca să fie peste tot la fel? Legea îți permite și îți dă dreptul fiecare autorități locale să ia anumite decizii de scutire sau anumite facilități către anumite categorii sociale din municipiu, orașul, comuna respectivă. Dacă municipalitatea a hotărât, că vorbim la Buzău, la Baia Mare sau la Iași, să acorde anumite facilități pentru că legea permite acest lucru, e o societate totuși locală. Se subordonează administrației locale. Bani din bugetul local către aceste categorii pentru a subvenționa transportul local, că despre el vorbim, e vorba în anumite condiții. Da. A doua problemă. Pentru că și pe transbus și pe avion, probabil că sunt anumite facilități, dacă sunt anumite facilități de transport. Sunt, bineînțeles. Da, în funcție de. Sigur, legat de venituri undeva, starea drumului, de fidelizare în altă parte, dar nu discutăm astfel de probleme. Cred că n-a înțeles exact domnul despre ce e vorba. Starea drumurilor, dacă tot vrem să facem mai eficient transbuzul, de ce nu se astupă și gropile de pe trasee, nu? O întrebare de bun simț. Cred că cei care ne urmăresc și reprezentanții Consiliului Județean au în vedere reabilitarea, modernizarea sau reparații în cel mai mult scurt timp pe acest tronsor de circulație. Domnule Ionescu, întreabă altcineva, ce facem cu pomii din jurul blocurilor, că am înțeles că nu avem voie să-i curățăm singuri?
face solicitare către primăria Buzău, va veni o echipă, va toaleta, va curăța și va face ceea ce trebuie să facă pe domeniul public. Altcineva vă întreabă, e corectă decizia de gratuitate pe un singur traseu Transbuz, domnule Ionescu? Va fi un plafon? Plafonul va fi cu siguranță. Pe un singur traseu. E gratuitate, plafon, deci da. Fără plafon. Pentru toți pensionarii, de altfel pentru toți șomerii, că acolo nu discutăm de plafon, da. Și pentru toți elevii. Sigur. Domnul Toma, să nu mai plătească firmele de pază la școle, avem gardieni, banii să se ducă la căldură, spune un alt telespectator. Altcineva spune, 6,3 lei este costul pentru un kilometru pentru un autobuz și nu costul unui bilet. Dumneavoastră, când a solicitat suma aceasta, vi s-a explicat pentru ce e? Desigur că da. Suma de 6,3 sigur, lei? Sigur, sigur, da. Adică ar fi prețul corect. Pentru că telespectatorul, care foarte posibil să fie de la Transbus, spune că e pentru un kilometru, nu pentru un bilet. Informațiile le-am primit la nivelul comisiei din partea conducerii Transbus, exact cum am relatat, sigur. Bun. Cu actualul traseu numărul 1, cum ajung la gară, la 6:20, să merg la București, locuiesc pe Luceafărului. Ați blocat strada Marghiloman, spune un alt telespectator. Și altcineva spune, când îndreptați prostia cu autobuzul 1, să reveniți la normalitate. Pe Doroban sunt 3 autobuze, 5, 10 și 1, iar pe Horticolei numai spre capăt, din direcția gară. Cu ce pleacă copiii de la școala de orbi, voi sesiza protecția copilului, spune telespectatorul. E școala de nevăzători în zona. Zona respectivă. Cunosc situația traseului care a fost modificată pe Horticolei, se duce până la cap și face stânga pe strada Dorobanți, nu se mai întoarce pe același traseu, pe o anumită porțiune. Sigur, probabil că o cunoașteți, dar încearcă... să știți că tuturor consilierilor, telespectatorii noștri le-au atras atenția, s-a tot promis, chiar și domnului primar i-au spus buzoienii, că se va lua o măsură. Să se ia o decizie din partea municipalității, dispoziție către societatea Transbuz de a reveni la vechiul traseu dacă... Că așa, dacă acestea vorbim să ne aflăm în treabă, n-are niciun sens. Sigur că da. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Televizorul mai încet, vă rog. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Ce-am vrut să zic mai mult așa, a zis doamna Magda. Cu autobuzul 1. Așa. Scrie acolo pensionarii pe un singur fir. Care fir? Că autobuzul 1 e din două bucăți. Acolo, într-adevăr, e o situație excepțională. Trebuie deci să... vine de la gară până la cap Horticolei, ori mă pune să scot alt bilet. Nu vă pune să scoate. Ba da, să știți că așa se întâmplă, pentru că au spus șoferii că cum se schimbă seria la capăt. Se schimbă seria la bilet. Dacă mă duc o stație până la capăt, cumpăr bilet, acolo trebuie să cumpărați alt bilet? Da, exact. Da, nu cred. Da, da. Păi dacă spun oamenii... Bine, am înțeles. În regulă, bine că mi-a spus. Domnul Ionescu, am înțeles. Când viniți... Domnul Ionescu, numai un pic. Când viniți la mama soacră... Vă iau de mână și vă duc la autobuz. Așa nu întâmplător v-am întrebat, pentru că am avut discuția cu directorul societății pe această temă și mi-a spus, nu domnule, să urcă de pe Horticole, ia un bilet, așteaptă la capăt cu același bilet și pleacă mai departe. Nu trebuie să mai scoat... Telespectatorii spun altceva, dar dacă domnul primar Toader spune asta, poate ar trebui să fie și în practică. Bine, o să mă urc eu în autobuz și o să văd. Șoferii fac altceva, ne puni să scoatem alt bilet. Bine, o să mă urc eu în autobuz mâine. Deci când vreți, dumneavoastră, mâine. Ia auziți, avem confirmări și din redacție, spune colegul meu că a pățit exact același mâine lucru, mă urc două în autobuz. Cumpărate. Pentru o stație. O anomalie. Pentru un traseu, pentru nu, unul. Nu, da. Pentru o stație. Pentru o stație, cunoaște, exact. Vă cunoaște și nu vă ia bilet. O să pun pe altcineva atunci. A, așa, corect. Să-mi spuneți dacă mai aveți o altă întrebare. Nu mai aveți. Mulțumesc pentru intervenție. Da, situația e un pic neclară, dar o să vă rog pe dumneavoastră să mai vorbiți cu domnul Toader, că tot ați vorbit des în ultima perioadă și a solicitat diverse lucruri. Să clarificăm o dată. E nevoie de un bilet, e nevoie de două bilete, dar cred că cel mai important e... Am solicitat un răspuns foarte clar și mi-a spus, domnule, nu ia alt bilet la capăt, ci așteaptă acolo 5 minute până când pleacă în alt traseu. Atunci oamenii să nu cumpere alt bilet, pentru că
Nu, ori este normal. Un abuz, ori nu se știe ce se întâmplă la momentul respectiv acolo. Bun. Cred că cel mai important ar fi să se revină asupra traseului inițial. Ar fi fost foarte bine dacă l-ați fi sunat pe domnul director acum și ne confirma sau nu. Da, important e să dea celor din subordine directivele așa cum se cuvine și oamenii să respecte ce spune conducerea. Sigur. Repet, această discuție am avut-o urmă cu două zile la nivelul comisiei. Locuitorii din cartierul Doroban plătesc cu autobuzul 1 de la gară până în cartier 3 lei, știați? Spune alt telespectator, deci fix aceeași problemă. Cu un bilet 3 lei? Păi da, pentru că acum costă un bilet 1,5 lei. Dacă oamenii cumpără două bilete, costă 3 lei călătoria. Și spune, din cartierul Doroban cu autobuzul 1 de la gară până în cartier. Am înțeles. Deci sunt, vedeți, mai mulți telespectatori care spun același lucru. Altcineva întreabă de unde ia abonamentul pentru pensionari, pentru Transbuz. De la Transbuz, Transbuz vor, va anunța programul de vor face eliberare a abonamentului. Locurile sigur. Respective, cei de la Transbuz, și o să vi le comunicăm în timp util. Abonații Asociației de Proprietari Pro Apartament solicită desființarea depozitului de gunoi din centrul spațiului de parcare de la punctul 10 Unirii Sud. Să solicite în scris primăriei municipiului Buzău care va da dispoziție reamplasarea dacă sunt anumite probleme în zona respectivă. Pentru cei cu legi speciale, ce măsuri se iau? Se încalcă legea? Ce măsuri luați cu abonamentele pentru ei? Cum vor circula? Întreabă un telespectator. Se va acorda gratuități în conformitate cu legea pentru acele categorii speciale. Da, pentru domnul Ionescu, spune cineva, ca reprezentant al Uniunii Asociațiilor de Proprietari, s-a gândit să facă un demers cu privire la ordonanța de urgență 79/2017 referitor la impozitul pe venit, având în vedere faptul că la asociație sunt multe contracte part-time. Sunt discuții la nivelul Ligii Naționale Habitat și domnul Mereuț a făcut o serie de demersuri către Ministerul de Finanțe tocmai pentru a reglementa aceste lucruri. Mai vorbim cu un telespectator. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, fiți bună. Aceeași poveste e și cu autobuzul 3. De exemplu, dacă mă urc de la Grosem și vin în centru, la capăt, trebuie, la capăt Păpinului, trebuie da. Să iau alt bilet. Deci nu merg pe același traseu de două ori. Cine vă spune să luați alt bilet? Șoferul, bineînțeles. Deci șoferul nu vă lasă să mergeți mai departe dacă nu luați alt bilet? La capăt o nu puteți să stați în autobuz la capăt să mergeți mai departe? Stă în cu același autobuz? Bilet? Da, nu, cu același bilet nu. Se deci schimbă seria, nu? E și pe autobuzul 3. Am înțeles. Mulțumesc da, vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc că ne-ați spus. O seară bună. Seară bună. Domnule Ionescu, vedeți că nu e o glumă sau nu sunt doar părerile unor oameni, e o opinie generală. Sunt părerile unor oameni, sigur, da. Nu sunt 2-3 telespectatori am care înțeles. Sesizează acest lucru. Locuitorii din Mărăcineni vor să trăiască ca la oraș, dar taxe de ce nu plătesc ca la oraș? Iar cei care muncesc nu au niciun fel de gratuități, spune alt telespectator. Vis-a-vis de Transbuz, evident. Asta am și cerut, pentru că, sigur, nu cam ceva cu cineva sau nu vreau să se întâmple și în celelalte localități ca la nivelul municipiului Buzău, dar, până la urmă, odată mă apăr pe mine din punct de vedere al votului pe care îl dau și al legalității acestuia în Consiliul Local. În al doilea rând, trebuie să existe o aplicare corectă a prețului și a diferențelor de preț pe anumite tronsoane de drum. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara, aș vrea să confirm faptul că se percep două bilete pe autobuzul 1, ne urcăm de la gară și vinem către Dorobanți, la capăt șoferul ne spune, ori vă dați jos, ori cumpărați un bilet, la capăt, la Hărticole. Mi s-a întâmplat duminică după amiază. Și ați cumpărat două bilete? Două bilete, da, 3 lei. Așa se întâmplă de când a fost modificat traseul autobuzului 1. Exact, exact. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru că ați intervenit să ne confirmați situația. Vă doresc o seară bună. O să invităm și pe cei de la primărie, dar și pe domnul Toader îl invităm. Are invitație deschisă de altfel să vină oricând în studioul nostru. A fost odată în studioul nostru, dar nu în emisiunea aceasta.
Îl invităm de fiecare dată să ne lămurească. A fost ultimul telefon, pentru că mai avem multe mesaje. Un telespectator spune, domnul Toader a declarat că pe traseul 1 se va circula cu un singur bilet. Se va circula în viitor. Nu, trebuie să se circule, nu că se va circula. Da, dacă domnul Toader crede că se circulă cu un bilet, iar oamenii plătesc două bilete, atunci într-adevăr e o problemă. Sigur, în cadrul societății și ar trebui să existe comunicare internă. Altcineva spune să plătească toată lumea bilet la autobuz, în fiecare cartier sunt piețe, farmacii, care sunt la îndemâna oricui, prea multe gratuități. Dovadă live că se fură sau se face abuz la transbuz, spune cineva, iar mesajul este, domnule Ionescu, cu tot respectul, dar personal consider că toți prestatorii de servicii ar trebui să aducă serviciile până la ușa sau poarta consumatorului, să încheie contract direct cu consumatorul, așa cum spunea și telespectatorul mai devreme. Dovada live, cred că se referea telespectatorul la intervențiile telefonice. Dacă pleci din stația 9 Podrăgaică și vrei să ajungi la spitalul CFR, plătești două bilete. La gară e capăt de linie, spune altcineva. Autobuzul 9 circulă în sistem INEL, dacă nu mă înșel. Și asta înseamnă că e normal să plătească două bilete? Nu știu, o să mă interesez. Da, un alt telespectator spune, militarii veterani, conform hotărârii Consiliului Local, mai beneficiază de abonament gratuit? Dacă sunt în condițiile legii, nu s-a modificat absolut nimic, absolut. Deci vor beneficia în continuare de gratuitate. Bineînțeles. Persoanele cu handicap pot circula pe toate autobuzele? Da. Gratuit? Da. Domnule consilier, amintiți-i domnului primar de promisiunile din campanie, transport gratuit și încă mai are nevoie de voturi, spune un telespectator. Transport gratuit va fi pe un singur traseu, la alegere, nu impus. Altcineva vă roagă să vorbiți cu cei de la RER să monteze coșuri de gunoi pe Colonel Buzoianu. Din nou o solicitare care a mai fost făcută, dar văd că nu s-a rezolvat nimic. Tot telespectatorul spune, sunt cabluri căzute pe strada Colonel Buzoianu de o săptămână, nimeni nu ia măsuri. Și lăsați pomenile electorale, angajații plătesc zi de zi autobuzul și au salarii uneori mai mici decât unele pensii. Bună seara, spune un alt telespectator. Am urcat în autobuzul numărul 9. Da. De la pasarela CFR a mers o stație până la gară, apoi a venit iar taxatoarea și a mai plătit încă o dată biletul până la spitalul CFR. Deci până acum avem autobuzele 1, 3 deci, și 9 pe care se plătesc două bilete pentru două stații. Da, pentru două stații până la urmă. Dacă ghinionul este să fie și o stație de capăt, trebuie cumpărat un alt bilet. Da, trei trasee până acum. Până acum, exact. Când va circula autobuzul numărul 11 spre Vadul Pașii? Știți ceva? Nu știu. Da, și cam atât, pentru că nu mai avem timp, dar totuși aș vrea să știu, pentru că am văzut la dumneavoastră acolo un proiect de hotărâre referitor la o contribuție pentru ADI de 3 lei pentru fiecare buzoian, banii care vor fi virați din Consiliul Local. Spuneți-ne despre ce e vorba în câteva cuvinte. Rapid, odată cu înființarea Societății de Dezvoltare Intercomunitare Mărăcineni, ceea ce deservește și se ocupă de reglementarea transportului public în municipiul Buzău, dar și celelalte localități, să solicită o cotizație din partea municipalității de 3 lei pentru fiecare buzoian. Noi am fost împotrivă, acest proiect nu are avizul favorabil. Am solicitat o explicație din punct de vedere al costului, de unde s-a ajuns la această sumă, pentru că paradoxal, și numărul ca și populație mi se pare extraordinar, nu de mare. Sunt 135.000 de buzoieni conform Institutului Național de Statistică, dar din aceștia nu știu nici dumnealor câți folosesc transportul public pentru care ar fi trebuit să plătească. Da? O să discutăm mai multe în cadrul ședinței de Consiliu Local, pentru care am cerut explicații directorului Adi Mărăcineni. Domnule Ionescu, eu vă mulțumesc mult. Nu uitați să transmiteți mai departe toate problemele și mai ales cele cu autobuzele.
Pentru că totuși să plătești două bilete pentru a ajunge la serviciu sau și unde mai ales pentru două stații, pentru o stație și încă o stație. Exact, pentru două stații e aberant. Vă mulțumesc mult pentru prezență, vă mai așteptăm. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează imediat jurnalul Campus TV. O seară bună, la revedere!